Suntem în aceste momente în localitatea Taraclia, un oraș care este centrul bulgarilor din Republica Moldova, așa cum scrie și pe inscripția de la intrarea în această localitate. Și am venit aici în ziua sărbătoririi Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Un sfânt foarte mult cinstit de comunitatea bulgară, dar și un sfânt foarte mult cinstit aici, în Taraclia, la fel ca și în întreaga Republica Moldova. Dar un motiv deosebit pentru locuitorii orașului Taraclia de a-l sărbători pe Sfântul Gheorghe în mod fastuos este și faptul că biserica localității poartă hramul acestui sfânt. Totodată, în ziua Sfântului Gheorghe, s-au împlinit și 200 de ani de la sfințirea primei biserici a localității Taraclia. Împreună cu oaspeții de onoare a acestui mare și de suflet praznic, ne-am aflat și noi aici la Taraclia, unde în aceeași zi și preasfințitul episcop Anatolie, episcop de Cahul și Combrat, și-a sărbătorit Îngerul Ocrotitor. S-a format deja o tradiție ca preasfințitul Anatolie de sărbătoarea Sfântului Gheorghe să fie prezent aici la Taraclia, unde împreună cu întreaga comunitate a ortodoxilor din această localitate, precum și cu oaspeții care vin cu acest prilej aici, să sărbătorească pe Sfântul Gheorghe și pe Sfântul Anatolie, sărbătorit în aceeași zi. În cele ce urmează, vă invităm să aflați mai multe despre acest măreț eveniment de la Taraclia, în cadrul emisiunii noastre, în cadrul emisiunii Cuvintele Credinței. Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este o zi deosebită în întreaga ortodoxie, dar și o zi deosebită în viața localității Taraclia. Cu acest prilej, aici, au venit mai mulți oaspeți de vază care au început sărbătoarea hramului în Sfântul Locaș. Printre cei prezenți au fost reprezentanții administrației publice locale, printre care președintele raionului și primarul de Taraclia, dar și președintele țării, care la finele Sfintei Liturghii a donat 200.000 de lei pentru Biserica Sfântul Gheorghe, pe lângă care astăzi au fost începute mai multe construcții importante necesare pentru desfășurarea vieții spirituale de aici. Sărbătoarea Sfântului Gheorghe este un prilej în plus pentru ianoreașii din sudul Republicii Moldova de a se bucura, pentru că în această zi și arhipăstorul lor, preasfințitul Anatolie, episcop de Cahul și Combrat, își sărbătorește ziua Îngerului. Numele de botez al preasfinției sale este Gheorghe și tot în ziua Sfântului Gheorghe este sărbătorit și Sfântul Mucenic Anatolie. Rugându-se protectorilor cerești, cu gândul la păstoriți, preasfințitul Anatolie a oficiat Sfânta Liturghie sărbătorească în fruntea unui sobor de preoți. Nu-i primul an când ne folosim de acest moment, că în Taraclia este hramul bisericii, hramul orașului. Deci se pregătesc, întreprind niște măsuri și sunt invitat. Și eu câteodată le spun, măi, dragii mei, după, și la mine Sfântul Gheorghe și Sfântul Anatolie, știți ce? Dacă aveți invitați sau prieteni la slujbă, invitați-i și la noi, la Taraclia. Noi tare dorim să facem o măsură, altă măsură. Și știți, de acum sunt 1005 ani, de când în fiecare an, la Sfântul Gheorghe, eu săvârșesc Sfânta Liturghie în această biserică încăpătoare. Anul acesta a coincis cu 200 de ani de la sfințirea primei biserici. Și a fost evidențiat cazul acesta, că prima dată când au venit bulgarii pe aceste locuri nepopulate și au construit niște bordei în pământ, dar dintr-o dată au pus temelie la o bisericuță
Și dacă Taraclea are 204 ani, alții spun 214 ani, apoi astăzi s-a împlinit 200 de ani de la Sfințirea Bisericii. Și de aceea, în această sărbătoare, conducerea raionului a invitat pe domnul președinte, încă cu vreo lună urmă, cum a spus și dumnealui, și am invitat și eu, oaspeți din partea mea, subor de preoți, au fost cu mult mai mulți invitați. Desigur că anul acesta a fost cu mult mai puțin al lumii, fiindcă am mulți invitați care azi știți că sărbează la Cumărat. Ieri s-a deschis congresul al patrulea mondial al găgăușilor și sunt foarte mulți invitați. Astăzi sărbează Sfântul Gheorghe, așa numit praznicul Hederles la dânșii, și sunt foarte ocupați mulți și de aceea, dar ce să faci? Nu putem să anulăm un praznic pentru altul. Și astăzi, așa cum vedeți, s-a sărbat pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aici, în orașul Taraclea, Dumnezeu să-i ajute într-un ceas mai. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cinstit deosebit în întreaga lume ortodoxă. Dar și în țara noastră, cinstirea Sfântului este legată de evlavia deosebită a poporului binecredincios. Sfântul Gheorghe este considerat un apărător, dar și un purtător de biruință. Fiind reprezentat cel mai adesea călare pe un cal și omorând un balaur, Sfântul Gheorghe ne învață despre biruința asupra păcatului, asupra răului. Această deosebită bucurie duhovnicească au mărturisit-o clerul și poporul în Biserica Sfântul Gheorghe din Taraclea. Нам очень хотелось услышать службу в исполнении нашего владыки Анатолия. Зная, что у нас будет здесь президент, будет много очень гостей больших. С горы Афон приехали к нам монахи. Это очень большая для нас радость. И знаете, очень вдохновенная служба была. На одном дыхании прошла. А как мне повестеште история? După terminarea războiului ruso-turc din 1812, bulgarii și găgăuzii care locuiau pe teritoriile de dincolo de Prut și Dunăre au fost colonizați pe teritoriile sudice ocupate de armata rusă. Astfel, în anul 1813 s-a înființat localitatea Taraclea, o localitate în care locuiesc astăzi preponderent etnici bulgari și care au supranumit localitatea Centrul Bulgarilor din Republica Moldova. Este de menționat că, odată ajunși aici, printre primele lucruri, bulgarii au zidit Sfântul Locaș cu hramul Sfântul Gheorghe, care a fost finalizat la anul 1817. Între cei prezenți la sărbătoare a fost și un ieromonah de la mănăstirea bulgară Zografu, de pe muntele Athos, care a venit să împărtășească bucuria sărbătorii cu cei prezenți. Sunt благодарен действительно и с благословението на нашия игумен с Херхимент Амброси, Зографската света обител, чието празник Свети Великомъченик Георги и покровител и ние празнуваме заедно с вас този велик празник. Искам да кажа, че преди 20 години съм идвал в град Тараклия и топлото, така, топлия прием на тараклийци ме е поразило и съм наистина много благодарен, че отново успях под покрова на Свети Великомъченик Георги на празника да бъда отново в град Тараклия, да се помолим заедно с тях. И действително мога да кажа, че тараклийци умеят да празнуват. И така и високопоставените гости, които са дошли, и сами владиката, владика Анатолий, който служи на богослужението, успяха да принесат за този празник, за тази празничност. И така мога да кажа, че това е едно голямо благодаря. Thank you.
Biserica Sfântul Gheorghe din Taraclia este păstorită de mai mulți ani de părintele Nicolae, care, pe lângă amenajarea bisericii, a pornit și construcția unor edificii sociale, iar în afară de aceasta, muncește zilnic pentru a menține în bună desfășurare starea spirituală a localității și pentru a-și împlini cu destoinicie misiunea de slujire lui Dumnezeu. Mulțumim la toți, începând de la Sfântul Anatolie, toți oaspeții care astăzi au luat parte la sărbătoarea noastră. În Taraclie trăiesc oameni cu credință mare, care nădăjduiesc la puterea Domnului și la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care e ocrotitorul acestui oraș. Îi felicit pe toți cu această mare sărbătoare și mulțumim Domnului pentru toate. Ne-am adunat toți astăzi la umbra acestui locaș sfânt și l-am rugat pe Bunul Dumnezeu ca să ne păzească de toată durerea, întristarea și suspinarea, și ca Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile născătoare Dumnezeu a Sfântului Maremucenic Gheorghe și tuturor Sfinților, să ne dorească nouă ca cealaltă vreme a vieții noastre să o petrecem în pace fără de păcat, pășând căile Domnului și împlinind voia Lui. În biserica din Taraclia, cântările bisericești au umplut de bucurie sufletele credincioșilor și Sfântul Gheorghe, împreună cu toți sfinții, au adus asupra poporului binecredincios binecuvântarea lui Dumnezeu. Mironosiți genii utrobu Bogu prețtașa cu grobu jivodata, o preștoșa angela na camne mii se gheașta, i toi proveșta imții. Sărbătoarea Sfântului Gheorghe în biserica din Taraclia, în care s-au adunat sute de credincioși dornici de cuvântul lui Dumnezeu, a fost un motiv în plus să ne bucurăm întru Domnul de evlavia cu care sunt cinstiți la noi sfinții și Dumnezeu. Hramul a continuat în piața principală a localității, unde oficialii și locuitorii și-au exprimat încă o dată bucuria sărbătorii. În anii 80 ai secolului trecut, în plin regim comunist, autoritățile de atunci au vrut să construiască în acest loc, din localitatea Boșcana, Criuleni, o casă de petrecere, o casă de sărbători. Dar Dumnezeu a rânduit altfel și în cele din urmă, aici, astăzi, se înalță un sfânt locaș, acolo unde sărbătorile creștine sunt sărbătorite de către toți cei care vin și calcă pragul acestei biserici. Suntem astăzi în localitatea Boșcana, Criuleni, la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, aici unde de la părintele paroh al acestui sfânt locaș vom afla mai multe despre istoricul bisericii de aici.
Biserica Nașterea Maicii Domnului din Boșcana este poate unul dintre cele mai elocvente exemple cum dragostea pentru Dumnezeu a credincioșilor învinge până și cele mai lipsite de Dumnezeu planuri ale necredincioșilor. În Boșcana au mai existat alte biserici până la cea actuală, dar ultima dintre ele a fost demolată și cei care au surpat Sfântul Locaș s-au gândit că în felul acesta vor pune capăt credinței în Dumnezeu în această localitate. Cu atât mai mult că nici gând nu era ca în acest loc să mai fie vreodată o biserică atunci când s-a purces la construcția unei case de ceremonii. Și totuși, în Boșcana se înalță astăzi un sfânt locaș închinat lui Dumnezeu. Ne aflăm în biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din comuna Boșcana, raionul Crivuleni, un sat de oameni gospodari, harnici, creștini de bună credință. Noi în satul nostru am avut în anul 1751 o biserică veche din Vreascuri, biserică care a slujit satului nostru circa 100 de ani. Iar cu anii deteriorându-se, sătenii s-au adresat cu cerere către Preasfințitul Dimitrie al Chișinăului și al Hotinului de a reconstrui biserica veche în Vreascuri, bătrâna biserică, să o reconstruiască pe temelie de piatră și din lemn, cu pereții din lemn. Iar din cauza că situația era cam grea, s-a ridicat din sat un boier, Carol Sihard, care a cerut binecuvântarea Preasfințitului de a construi biserica pe temelie de piatră și cu pereții de piatră. Iar clopotnița a fost din lemn. Această biserică a slujit satului nostru până aproximativ în anii 1960. Nu se știe exact anul, dar se cunoaște că un grup de lucrători de la Crivuleni au venit cu un tractor și au demolat până în temelie biserica noastră. Dar scris este și știm cu toții că biserica lui Hristos nici porțile iadului nu o vor birui. S-a ridicat o nouă biserică, biserica în care ne aflăm acum, care poartă hramul Nașterii Maicii Domnului și care a fost sfințită în anul 2010. Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din Boșcana se află astăzi pe locul vechii școli din localitate. Deși hramurile celorlalte biserici care au existat în trecut aici erau în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail, schimbarea sărbătorii hramului bisericii în Nașterea Maicii Domnului este legată de ziua Sfințirii Bisericii Noi din Piatră, care a avut loc la 21 septembrie, ziua sărbătoririi Preasfintei Născătoare Dumnezeu, sărbătoare care a devenit astăzi și sărbătoarea de suflet a localității. După ce vechea școală a localității a fost demolată, în locul acesta a început construcția unei case de ceremonii, iar construcția a fost abandonată în momentul în care s-a ridicat până la nivelul ferestrelor. Era o încercare a autorităților de atunci de a face în sat un local în care să se pună accent pe veselia lumească, care adeseori se încheie nu tocmai așa, cum trebuie.
dar Dumnezeu a rânduit altfel. A rânduit ca oricine va veni aici să se bucure întru Domnul la masa cea dumnezeiască, în care Tatăl iubitor junghie vițelul cel îngreșat pentru bucuria revenirii Fiului risipitor. În anul 1994 a fost numit ca paroh în Boșcana preotul Valeriu Zero, care a reproiectat edificiul casei de ceremonii în biserică. La anul 1996, în Boșcana a venit părintele Serghei Golovaci, prin străduința căruia a fost înălțat Sfântul Locaș, sfințit în anul 2010 de un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni. Părintele Serghei slujește în Boșcana deja de două decenii, de atunci de când s-a dedicat și slujirii lui Dumnezeu. Îmbrățișând misiunea preoțească, părintele și-a pus în gând să realizeze trei lucruri mărețe, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-au împlinit. Unul dintre ele a fost și edificarea unui sfânt locaș. Slujesc în acest sat de 20 de ani, tânăr încă din anii studenției, primind diploma din România, am venit la Înalt Preasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldovei, și am cerut binecuvântare pentru trei lucruri mărețe. De a deveni preot, a construi o biserică și ajunge la locurile sfinte la Ierusalim. Fapt pentru care doresc să-i mulțumesc Înalt Preasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și întregii Moldovei, că a avut încredere și mare speranță în mine atunci, un tânăr student, pentru a mă binecuvânta la acest lucru mare. Iată, după 20 de ani de osteneală, împreună cu creștinii din sat, împreună cu toți oamenii de bună credință, avem ceea ce se vede și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Am început foarte greu. Eram în biserică doar 7, 8, 10 bătrâni, bătrânul Palamar și eu ca preot în fața prestolului. Însă, după fiecare slujbă, se adunau mai mulți și mai mulți creștini, ca în ziua de astăzi, la sărbătorile mari, biserica să fie plină de credincioși. S-au scurs foarte mulți ani din momentul când părintele paroh al satului nostru, părintele Serghei, a pășit pragul acestei biserici. A pășit pragul, țin minte, când bisericuța era apă, de vreo 20-30 cm, toate covoarele în apă, urât de tot era. Dar era tinerel, eram agent economic în localitate. Țin minte că s-a apropiat de noi și m-am uitat la dumnealui ca un locuitor de baștină, trebuie să-l susținem. Că, într-adevăr, satul nostru nu avea nici biserică, era o casă ca cum ar fi părăsit, fără uși, fără ferestre. Nu avea preot, unul venea, altul se ducea pentru câteva luni. Dar dumnealui
a primit toată încrederea și s-a luat o responsabilitate foarte mare pe umeri ca să construiască acest lăcaș sfânt. Și eu totdeauna zic, unde pune Dumnealui mâna, pune Dumnezeu mila. La acest lăcaș și astăzi eu vin ca la părinții mei. S-a trecut mama, dar el este și părintele duhovnicesc și părintele nostru. A fiecărei familie ne-a botezat copilul, acum ne-a cununat copilul, chiar mai ieri mi-a botezat nepoțica. Și de câte ori am o problemă, ori o grijă, ori o durere, n-am cui să mă jelui. Mama nu mai este, dar vin totdeauna la Dumnealui, vin la matușca Mariana și mă sfătui numai de bine. Treci timpul și așa și se împlinește, așa și merg înainte. Astăzi sunt în calitate de primar, dar sunt alături de preot. Este foarte greu ca să construiești ceva ori să realizezi ceva. Doar știți că bisericile nu sunt sponsorizate de administrația publică locală, doar din munca și mila oamenilor s-a construit acest lăcaș sfânt. Și mă mândresc, într-adevăr, că prin prejurul satelor, chiar și a raionului, așa lăcaș frumos, așa iconostas, pe veacuri a să fie de lemn, muncit, zugravind, cu credință, o să rămâie pentru copiii strănepoții noștri. Deosebit în formarea duhovnicească a comunității creștine din Boșcana a avut-o și pelerinajele la locurile sfinte. Acolo creștinii s-au întărit duhovnicește și au ținut să aducă și în localitatea lor tradițiile frumoase despre care au aflat vizitând mănăstirile de la noi și din alte țări. Pe perioada acestor 20 de ani de slujbă, am plecat nenumărate ori în pelerinaje la Sfintele Mănăstiri, în țara noastră și peste hotarele țării. Foarte mult au fost impresionați creștinii noștri de Mănăstirea Pocaievului. Acolo am plecat circa 12 ori, am numărat. Mai mult n-am mai numărat că le-am pierdut numărul plecărilor. Și de acolo venind, ne încărcam cu și mai mare râvnă și dorință să construim și noi, să avem o biserică frumoasă unde să ne putem aduna la rugăciune și pe ploaie, și pe soare, și pe frig, și pe căldură, ca toți să putem înălța la Bunul Dumnezeu rugăciuni pentru a întări credința noastră creștin-ortodoxă. Am avut ocazia și am plecat la mănăstirile Chivului. Am plecat împreună cu creștinii și la mănăstirile din Crimeea. De 6 ori am fost și la Sfântul Luca al Crimeei, la Sevastopol, la Soborul Sfântul Vladimir, la Topolevka, la Sfânta Vinere, la Sfânta Măciniță Parascheva și foarte multe locuri care, de fapt, au întărit credința sătenilor și dorința de a înălța Sfântul Locaș din satul nostru, Boșcana. Astăzi, în biserica Nașterea Maicii Domnului din Boșcana, totul este amenajat în așa fel încât, intrând în ea, simți harul lui Dumnezeu prezent în orice biserică, dar și ajutorul deosebit al sfinților care te privesc din icoane și te întâmpină cu blânda lor privire.
aici, în biserică, aproape orice creștin își poate găsi reprezentat icoane Sfântul Protector. Este o dorință a enoriașilor acestei biserici, care s-a realizat prin pictarea mai multor icoane a sfinților mucenici și cuvioși, care de sus au vegheat și veghează la bunăstarea acestui sfânt locaș, dar și la bună rânduială a vieții fiecărui creștin. Pe parcursul lucrărilor, când se împodobea biserica noastră, mulți creștini, diferiți fiind și din sat, și din oraș, și din localități din prejurime, vineau și doreau ca să-și vadă și numele lor în biserică icoana cu Sfântul lui. Astfel s-a născut ideea ca aceste întăriri de beton, acești rigli de beton care țin plițele, să fie împodobiți cu icoanele îngerilor păzitori, precum avem Nichita, Fevronia, Sfânta Evgenia, Sfânta Anastasia, Anghelina, Cristian, Cristodul, Artemie și mulți alți sfinți care creștinii, purtându-le numele, rare ori găseau icoanele lor în biserică. Și astfel vin la noi în biserică și se bucură că aici, unde se roagă ei și aprind o lumânare, deasupra capului lor este și icoana cu îngerul păzitor pe care l-a primit la botez. O întărire duhovnicească deosebită vine și de la icoana Maicii Domnului de la Boian, care a fost așezată la loc de cinste în biserica din Boșcana și prin harul Maicii Domnului revarsă asupra tuturor credincioșilor binecuvântarea lui Dumnezeu. În una din călătoriile noastre, când am plecat la mănăstirea Boian, la părintele Mihail Jar, la Cernăuți, am avut fericită ocazie să primim această icoană, copie a icoana Făcătoarei Minuni de la Boian. Și de când s-a sfințit biserica, această icoană este în biserica noastră și creștinii vin, se închină la ea cu multă evlavie și credință și foarte mulți au primit răspuns la cererea pe care au adresat-o către Maica Domnului. Copii în sat, în familiile care nu aveau copii s-au născut, bolnavi foarte mulți s-au vindicat, de boli incurabile s-au vindicat foarte mulți creștini și mulțumim Domnul și Maiculiță Domnului că a binevoit ca să avem în biserică această copie a icoanei Maicii Domnului care plânge de la mănăstirea Boian. La această icoană am hotărât și eu și creștinii toți ca primele mele decorații, crucea cu pietre scumpe, care am primit-o la Ierusalim de la Înalt Preasfințitul Vladimir și crucea de la Patriarhul Ierusalimului și prima cruce de iereu care am fost hirotonit preot, să fie toate trei la icoana Maicii Domnului. Pentru că ea înseamnă foarte mult pentru noi și am socotit ca primele daruri cele mai scumpe pentru mine să le duc la Maica Domnului. Biserica veche, demolată de autoritățile sovietice, a avut și o clopotniță. Iar astăzi, părintele Serghei, împreună cu creștinii din localitate, edifică această frumoasă clopotniță la intrarea în ograda bisericii. În momentul filmărilor, lucrările de construcție a clopotniței
erau practic pe ultima sută de metri, clopotnița adăpostește un set de clopote ce cheamă la rugăciune pe creștini. Acest minunat set de clopote, ele nu sunt doar clopote, ci sunt și un instrument muzical. Ele au fost aduse la Moscova și au fost ctitorite de câțiva creștini din comuna noastră, care cu smerenie foarte multă și cu bunătate nespus de mare în suflet, Dumnezeu să le dea sănătate, au dorit să facă această ctitorie nu pentru propria lor laudă, dar într-o slavă al Dumnezeu, să sune și să cheme la slujbele bisericii, să cheme la sărbători, să vină poporul la nunta Fiului de Împărat, să audă prin ele glasul Dumnezeu care îi cheamă să vină la rugăciune, să vină la biserică precum ai veni la o mamă, pentru că cine nu are biserica de mamă nu-l poate avea pe Dumnezeu de tată. Aducem tot satul mulțumire acestor creștini generoși care au ctitorit aceste clopote, care le-au dăruit să fie într-o slujbă al Dumnezeu și la tot satul nostru. Așa clopotniță, chiar ieri mă întorceam din Mardareuca, acolo se construiește apeductul, în satul Mardareuca, și de pe valea Mardareucii se vedea această clopotniță frumoasă. Îmi râdea inima de mândrie că așa succese mari și așa frumoasă clopotnița astăzi se construiește la noi în comunitate, unde o să vie toată lumea și o să roage. Noi trebuie să păstrăm acest lăcaș sfânt, să ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne dăruiască pace în suflet, pace în familiile noastre, pace între noi, și să ne rugăm și pentru părintele nostru Serghei, ca până la adânci bătrânețe să fie alături de noi, că numai cu dânsul noi vom trece toate și toate greutățile. Aducerea clopotelor în Boșcana nu a fost lipsită de o încercare grea, dar finalul întâmplării a arătat pentru încă o dată că Dumnezeu are grijă ca tot ce este făcut în numele Lui să aibă binecuvântare și protecție de sus. Binecuvântare cu care astăzi clopotele bisericii din Boșcana sună, chemând creștinii în casa lui Dumnezeu. Știți cu toții că atunci când vrei să faci un bine, să fii gata de ispite mari, deoarece după ce am trecut vama din Rusia și am intrat în Ucraina, acolo la miez de noapte, încărcați cu microbusul, cu clopote, am fost atacați de tâlhari care au avut scopuri urâte. Însă aici am fost și eu martor și la toți le spun că facerea de bine, un bine făcut, îți poate salva viața.
ei știau la vamă că în microbus suntem doar doi șoferi și preotul. Iar noi pe drum, la ieșire din Moscova, am mai luat câțiva creștini, de-ai noștri, de la Moldova, muncitori, precum îi vedeți pe aceștia, cu mâini harnice și puternice, voinici. Nicii noștri ne-au salvat atunci și cloptele și viața noastră, pentru că atunci când au fost atacați, ei au ieșit afară și au ținut piept pentru a apăra cloptele noastre. Acum au trecut totul și îmi aduc aminte că ca un moment foarte trist. Dar cu cât ispitele sunt mai mari, cu atât mai mult vom pune preț pentru acest dar pe care îl avem pentru satul nostru. Dumnezeu să le dea sănătate la toți, ani mulți fericiți de viață, care au ctitorit cloptele, care au ajutat, care au contribuit cu tot ceea ce au putut. Iar Maica Domnului se bucură pentru acest dar făcut și pururea în ceruri se roagă pentru noi. Amin. Istoria bisericii din Boșcana ne spune că nu după mult timp, după ce biserica veche din sat a fost demolată, pământurile din preajma bisericii de odinioară au alunecat, devastând practic tot ce se afla în zonă, cu o singură excepție. Neatins de alunecări, a rămas doar locul unde s-a aflat fosta biserică, un semn vădit al purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru locul în care i s-a dus laudă. Un loc ce s-a încercat a fi pângărit de oameni, dar Dumnezeu l-a sfințit cu dreapta lui, cu care se îngrijește de lumea întreagă, cu care se îngrijește de locuitorii din Boșcana și de biserica actuală, unde se înalță în slăvi rugăciunile de mulțumire aduse pentru purtarea de grijă primită de sus. Deși s-a voit inițial ca în acest loc din Boșcana Criuleni să se ridice o casă în care să aibă loc petreceri lumești, totuși până la urmă Dumnezeu a binevoit ca aici să fie edificat un sfânt locaș în care să se aducă slavă Creatorului Ceresc. Biserica din localitatea Boșcana Criuleni, această biserică cu hramul Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, este o dovadă cum planurile oamenilor care sunt legate de cele lumești nu se potrivesc cu cele ale lui Dumnezeu. Și doar atunci când planurile omului sunt legate de cele spirituale, vine și Dumnezeu cu mila și binecuvântarea Lui. În acest fel a apărut și biserica din Boșcana, de care astăzi se bucură locuitorii acestei localități, de care ne-am bucurat și noi, aflându-ne aici și aflând mai multe despre istoricul acestei biserici și împărtășindu-ne în interiorul acestei biserici de binecuvântarea lui Dumnezeu, care pogoară continuu peste sfântul său locaș. Cu aceste gânduri, doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră de astăzi. Iar duminica viitoare, ca de obicei, vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței.